for joining this webinar. Our topic today will be about body and connective tissue. I will say one sentence. Unfortunately, I do not speak Romanian, but therefore we have our translator, Silvio. Silvio, thank you for joining us. Maybe you say a word about you. Yes, hello, bună ziua. Sunt Silviu, reprezentant Wiregans în România de peste 10 ani. Astăzi vom discuta cu Rudolf Wiregans, fondatorul companiei, despre țesutul conjunctivit și conjunctiv și topic legat celulită și probleme despre corp. Ok. Would you like to give me the possibility to share my my screen? Yes, of course. You have the share screen possibility. Okay. Perfect. So, okay. I hope you. I guess you see the screen. Yeah, it's perfect. These are types of corona. We are all together. This is one world affected. We stay together, and together we care. Da. Trebuie să stăm împreună și vom reuși împreună în definiția noastră în aceste momente. Okay. Our topic today is about bodyguard. Bodyguard is something new. It's a world first. Astăzi vom vorbi despre subiectul nostru, este bodyguard, este un subiect nou și e un device nou pentru corp. What is it? Ce the este? Bodyguard is your key module for a firm connective tissue and for healthy business. Avem bodyguardul este răspunsul pentru body business și pentru connective tissue. Ai redat totul. Hello, Roxana. Yeah, I'm here. I will translate. Okay. The key module for firm connective tissue and healthy business. Deci este bodyguardul este pentru un țesut conjunctiv, țesutul conjunctiv ferm și pentru un business sănătos. Okay. Okay. It's all about in our business. It's about good shape and good health. Vorbim despre business, vorbim despre o formă bună, să fim într-o formă bună și și sănătatea să fie de asemenea bună. A good shape and good health go together. Cele două întotdeauna sunt împreună, merg împreună. Neither the one nor the other is a coincidence, but the result of what we have been willing to do for it, to achieve it. Deci rezultatul trebuie să fie cel pe care îl propunem să-l atingem. Deci practic rezultatul trebuie să ne ducă către cele două. O formă bună și o sănătate bună. Nu se excludă de una pe cealaltă. And within that, our connective tissue plays a very important role. Tesutul conjunctiv este joacă un rol foarte important în a avea o formă bună și a avea o sănătate bună. A tight connective tissue is important for the so-called physiological muscle pump. Deci o elasticitate bună, un țesut conjunctiv sănătos bun este foarte important pentru un mușchi ca să-și facă bine rolul, să pompeze practic sângele. Pompei, muscle pump. Pompei, okay. What is the physiological muscle pump? You see,
We have our vessels, like lymphatic vessels or veins, but the lymphatic fluid does not flow by itself, and even the venous liquid does not come out of a sudden from the bottom, from the feet to the heart. It has to be pumped. Ok, deci practic în aceste imagini observăm mușchiul și sistemul limfatic, care sistemul limfatic nu funcționează de sine sătător, funcționează atunci când mușchiul funcționează. Ok? Therefore, there are valves in our lymphatic vessels and in the veins, a valve here, a valve here, a valve here. And whenever we squeeze the muscle pushes against the vein or the lymphatic vessels, and then the liquid flows. Deci, practic, se văd acele cu negre, sunt valvele care fac ca mușchiul să funcționeze strângându-l, astfel încât valvele deschizându-se, practic, apasă pe mușchi și atunci sistemul limfatic funcționează. So, let's have a look to the lymphatic system. To our lymphatic system. Practic în această schemă o să vedem care este sistemul limfatic, pe unde îl regăsim în corpul nostru. There is no heart at all. The lymphatic system, the lymphatic fluid only flows with the help of the physiological muscle pump. Deci practic sistemul limfatic nu funcționează cum să spun, având un motor ca inima, deci practic el este de sine sătător și funcționează atunci când mușchii sunt mușchii funcționează atunci și sistemul limfatic funcționează. And the muscle pump is also important for the venous reflux, for the venous blood. Deci iar un factor important pentru a funcționa mușchiul sunt venele. Now you need to understand that the physiological muscle pump is acting like a second heart. We have one heart for the blood circulation, for the arterial blood, and the heart for the lymphatic system and for the venous system is our muscle pump. Deci, practic, mușchii putem să catalogăm precum a doua inimă, pentru că ei sunt cei care pun în mișcare sistemul limfatic. For that the muscle pump can work effectively, the connective tissue needs to be strong and firm. Deci, ca să mușchiul ca să funcționeze foarte bine, asta înseamnă că trebuie să fie țesutul conjunctiv foarte puternic. Atunci când este slăbit, nu va funcționa cum trebuie, deci nici sistemul limfatic nu funcționează. This is because the muscle squeezes the vessels against the skin from the inside of the lower body or the upper extremities. Whenever we move, the muscle pump pushes and squeezes the vessels against the skin, against our jaws. Deci, practic, cum funcționează atunci când mușchii sunt într-o condiție bună, funcționează, ei practic împing și strâng vasele astfel încât este pus în funcțiune sistemul limfatic. What happened? If the connective tissue is weak, when it is not firm. Ce se poate întâmpla dacă țesutul conjunctiv este slăbit? The first, what we see, is the so-called cellulite. Prima care apare este celulita și o și putem vedea. Cellulita means, first of all, weak connective tissue, dysfunction of the physiological muscle pump, and then not sufficient lymph flow. Deci celulita este cea pe care o vedem acum și este primul semn când mușchii și practic țesutul conjunctiv este slăbit.
Then the big molecular waste products, they remain in the tissue because they are not removed via the lymphatic system. Deci, practic, ce înseamnă asta este că rămân în interior reziduri și sistemul limfatic nu poate elimina aceste reziduri. So the reason beyond the cellulite is the weak connective tissue. Deci, practic, rezultatul unui țesut conjunctiv slăbit este celulita. Physiologically, you would say the cellulite is the result of a dysfunction of the physiological muscle pump. Deci, celulita, într-o altă definiție, poate fi ca și rezultatul a mușchilor care nu funcționează la capacitate maximă. But once the connective tissue is weak, odată ce țesutul conjunctiv este slăbit, and the physiological muscle pump cannot work sufficiently anymore, also our veins, the venous system, is affected. Deci, pe lângă faptul că mușchii nu funcționează bine la capacitate maximă, nici venele nu vor funcționa așa cum trebuie. Next step are spider veins. Deci următoarea etapă este ceea ce se vede în imagini, venele spider veins. Teleangiectazii. Da, este acele venișoare care se văd la suprafața pielii. Spider veins, teleangiectasia, but it will not stop. The blood is not squeezed off, it remains in the small capillary vessels, and the venous blood is clever and will use more and more the deep veins. And superficial in the skin, we will develop varicose veins. Deci o altă etapă a nefuncționării, practic, a mușchilor, a sistemului limfatic, mai mult decât spider veins, practic, venele se vor sparge și mai mult. Varicele. All that is the result of the weak connective tissue. Toate cele prezentate sunt practic rezultatul a țesutului conjunctiv slăbit. A weak connective tissue is also the reason of lip edema or lipodystrophia. Deci practic un alt motiv pentru care țesutul conjunctiv devine slăbit sau este slăbit este lipodema sau lipodistrofia. If we bring it to the point, as long as the connective tissue is firm and strong connected, fibers of elastin and collagen, physiological muscle pump will work. No chance for cellulite, for varicose veins, or for lipodema. Deci, practic, în cele două scheme prezentate vom vedea diferența între un țesut conjunctiv ferm și un țesut conjunctiv slăbit. Atunci când este slăbit, bineînțeles, vom regăsi toate cele pe care le-am prezentat mai devreme, de la celulită până la vene, varice. Varice. But if the connective tissue is weak, we see it here, the collagen fiber, it's a protein, the collagen fiber is destroyed, it's not synthesized sufficiently, it is not reproduced sufficiently, then the fat cells, they can blow up, waste products remain in the body, cellulite, blah, blah, blah. Deci, practic, aici, în partea de jos, vom vedea un țesut conjunctiv slăbit și știm că un țesut conjunctiv slăbit înseamnă lipsă de fibrele de colagen nu mai sunt așa cum trebuie, deci practic totul degenerează și ajungem la problemele pe care le-am discutat. Next question. What
are the reasons for a weak connective tissue? Next question. Următoarea întrebare este, care sunt motivele pentru care ajungem la un țesut conjunctiv slăbit? Reason, an important one, is a hormonal disposition, typical for women. Deci unul dintre motive este hormonal și este, în mod special, vorbim despre femei. But not of all women, statistically, in average, only for about 30% of all women, the hormones are responsible for the weak connective tissue. Deci aici nu putem să spunem că sunt toate femeile în această categorie. Statistic este dovedit că 30% se încadrează în această categorie. There are other factors which cause the weak connective tissue. For example, hormone preparation, contraceptives, anti-baby pills, certain kinds of anti-baby pills. Un alt motiv pentru un țesut conjunctiv slăbit, vorbim aici despre contraceptive, atunci când luăm să nu rămânem însărcinate. Okay. But the most important reason of all is the modern nutrition. Dar cel mai important motiv pentru un țesut conjunctiv slăbit este vorba despre food, despre mâncare, despre nutriție. And within the modern nutrition, the most important reason for weak connective tissue is too much meat. Și aici vorbim despre prea multă carne. Carne. What happens when we eat carne? Ce se întâmplă când mâncăm carne? Carne carries the animal proteins, and the animal proteins are long-chained amino acid. Deci carnea practic conține proteine, din carne conține foarte mulți aminoacizi și este un practic se transformă în țesut adipos de grăsime. Okay. These long-chained amino acids, whenever we have them in the food, they carry plenty of energy, and our body is still living in Stone Age time, and it says, wow, such great condensed energy I put in the refrigerator for times when there is not so much to eat. The meaning is, when we eat something, we first of all burn the carbohydrates and then the fat, the triglycerides, and at the end, if nothing else is there anymore, we will burn those long-chained amino acids. Deci, practic, atunci când mâncăm carne, carnea ne oferă foarte, foarte multă energie, dar în corp sunt foarte multe transformări, aducând acești aminoacizi care, practic, nu fac bine țesutului. These long-chain amino acids, they have a higher pH score, higher pH value, and they will shift the pH score in our interstitial liquid. Deci, practic, acest lanț de aminoacizi au pH-ul mult mai mare de 7,4. Whenever. Practic se schimbă balanț, cum să spun eu, ne destabilizează în organism. Okay? Okay. Whenever the acid balance base is shift into acid direction, whenever the pH score gets lower than 7.4, it inhibits or reduces the collagen synthesis in the body.
Deci, în momentul în care sunt pH-ul se schimbă în organism, practic se reduce sinteza de colagen. Se inhibă, nu se mai produce. Okay? And the result, weak connective tissue. Și practic aici ajungem la un țesut conjunctiv slăbit. This is why more and more people, both men and women, but more women, suffer from a weak connective tissue. Deci asta este un motiv pentru care din ce în ce mai mulți oameni, atât femei cât și bărbați, dar în mod special femei, suferă practic de un țesut conjunctiv slăbit. And weak connective tissue means dysfunction of the physiological muscle pump. Deci, practic, un țesut conjunctiv slăbit înseamnă o disfuncționare a țesutului muscular, a mușchilor. And the result of that, we got it already, cellulite, spider veins, varicose veins, lipedema. Și după cum știm, acest motiv duce la tot ce am învățat până acum, celulită, vene sparte și varice. This brings the new bodyguard on the scene. Acum vă prezentăm bodyguardul care a apărut recent. The bodyguard will be your key module for firm connective tissue and for healthy business. Deci, bodyguardul este soluția pentru un țesut conjunctiv bun și un business sănătos. Ok. The bodyguard combines a good figure with good health. Deci, plasma technology and phototherapy. Practic, cum putem să definim bodyguardul, este o combinație între un corp sănătos cu o sănătate bună, având ca și tehnologie plasma și fototerapie. Here we see plasma technology of negative ions and red near infrared light both together. Deci practic în această schemă vom vedea ionii negativ și cu roșu sunt practic este reprezentată fototerapia, lumina roșie. Okay. I hope you are ready for a little bit more physiological background. Sper că sunteți pregătiți pentru background, pentru încă ceva cunoștințe, mai multe informații. It's not a university lecture, but we need to understand as cosmetician, as physiotherapist, as doctors, we need to understand the physics beyond. Nu vom ține acum lecții ca la universitate, dar acum trebuie să înțelegem mai multe despre această tehnologie. Let's talk about acidosis, too low pH score in the interstitium and cellulite. Deci vom vorbi de aciditate, care practic, așa cum am văzut, ne duce către, deci practic reprezintă pH-ul scăzut și ne duce către celulită. I like to explain it easy. Vreau să mă explic lucrul acesta foarte simplu. Ok? Yeah. Da. Ok. Eating too much leads to the storage of eating too much meat leads to the storage of long chain amino acids. We said already. Deci, cum am spus mai devreme, mâncând foarte multă carne, practic duce către un depozit de foarte mulți aminoacizi, un lanț de aminoacizi. Okay? Ok. The accumulation of long-chain amino acids
in the interstitium, in the subcutaneous fatty layer, leads to an acidification of the entire tissue. Deci, practic, o acumulare de foarte mulți aminoacizi, un lan de aminoacizi, duce către acidificare a țesutului. Deci, practic, imediat sub o piele. Ok? Due to the acidification, the collagen synthesis cannot longer function adequately. Datorită acestei acidificări, deci a unui pH nepotrivit, practic, sinteza de colagen nu se mai produce așa cum ar trebui și nu va mai funcționa adecvat tot ce înseamnă țesut. And if the collagen synthesis stops working properly, the connective tissue becomes weak. Then the physiological muscle pump will no longer function properly. There is not enough lymph flow and waste substances accumulate. Deci, practic, este un șir, astfel încât dacă colagenul, sinteza de colagen nu va mai funcționa corespunzător, țesutul conjunctiv va deveni slăbit, practic, funcția mușchiului nu va mai fi cea care trebuie, deci mușchiul nu va mai funcționa corespunzător. Nefuncționând mușchiul corespunzător, nu va mai fi un sistemul limfatic, nu va mai funcționa bine. Asta înseamnă că substanța, rezidul, practic, se rămâne în interior. Ok? We're talking about acidosis and cellulite. Am vorbit despre aciditate și celulită. The precise, correct interstitial pH score is 7.4. Deci pH-ul corect este de 7.4. We talk about an acidosis. If the pH score is lower than 7.4, we talk about an alkalosis. If it is higher than 7.4. Deci, practic, dacă vorbim de o valoare mai joasă decât 7.4, adică 7.35, vorbim de acidoză, dar dacă vorbim de 7.45 sau mai sus, vorbim de alcaloză. Alcalin, da. Alcalin și acid. Da. To make it clear, if we would show a pH score of 7.3 instead of 7.4, we would die immediately. Dacă nu avem pH-ul corespunzător, n-am înțeles exact aici. Can you repeat a little bit? Yes. If the pH score would be 7.3, we would be death. Ah, ok. Dacă pH-ul este 7.3, murim. Putem muri. Ok. So, because all metabolic processes in the entire organism work only in the right way if the interstitial liquid is pH 7.4, not 7.35, not 7.45, 7.4 precisely. Deci organismul, tot ce înseamnă procesul metabolic, funcționează corespunzător la nivel de pH 7.4, nu mai sus, nu mai jos. There we see the pure water as 7, the blood is 7.4, and there we see some other examples for the regarding the pH score from 1 to 14, acid and base. Practic, în această imagine vedem pH-ul unor, să spunem, și a apei și a săpunului, la roșie, sânge. Now let's have a look to the acid. What is an acid? Acum ne vom uita la acid și ce înseamnă. An acid is an acid when the molecule has too much positive hydrogen atoms, positive H. Deci, practic, ce înseamnă un acid? Este o moleculă care are
mai mult hidrogen, mai mult hidrogen pozitiv. Mai mulți atomi, practic. The positive HD acid can get neutralized by O2 minus, by oxygen with plenty of negative ions. Deci, practic, se poate neutraliza cu ion, cu ceva negativ, cu ion negativ. And this is what Bodyguard is offering. With Bodyguard, negative charge, negative atoms, O2 minus negative ions, the plasma, is passed into the body through the skin, like electric current, like electricity. Deci, practic, ce este Bodyguard? Bodyguard oferă o cantitate de ion negativ care pătrund în interiorul pielii. Deci, practic, ca un curent electric. Okay? The result, the acids are neutralized, they are isolated and excreted as water through the skin or via the urine. Deci, practic, ce se întâmplă sau rezultatul acestei acțiuni este acidul este neutralizat, izolat și scos afară cu apă, eliminat, practic, prin piele și prin urină. Great, Roxana. Thank you so much for translating. So, this is the formula you can write on the wall. The typical acid is OH3 plus, and when the oxygen plasma comes into the scene, the acid changes into H2O, into water, and OH minus, which means basic alkalosis. It smells a little bit, it's a gas. Okay, deci practic tot ce am spus se poate traduce prin această ecuație, care practic este acidul plus oxigen plasma. Oxigen plasma este cel care este oferit de către Bodyguard, iar rezultatul este apă și basis. Can you repeat what means basis? OH minus. It's a gas. E un gaz. Okay. Okay. The result: complete deacidification, detoxification, a serious detox in a biochemical way. Deci, practic, rezultatul pe care îl oferă acest aparat este detoxificare, deacidificare. Deci, practic, e un detox. No black magic, but physic. Nu magia neagră, nu magie neagră, este fizică. Nu magia neagră, si. Yeah. Okay, so then, as soon as the pH score is in the right value, 7.4, the collagenase, those enzymes, they start immediately to becoming active again. Deci odată cu rezultatul pe care l-am spus mai devreme, practic începe să se colagenul să se sinteza de colagen să se producă, deci fiind practic activ, deci totul va funcționa cum trebuie. And the result of that, restoration of the collagen synthesis and thermoconnective tissue. Deci, ca rezultat a restaurării sau a refacerii colagenului, a sintezei de colagen, tot țesutul conjunctiv va deveni ferm. Better physiological muscle pump, less cellulite, less spider veins, etc., etc., etc. Da. Odată ce țesutul conjunctiv este ferm, practic nu mai avem probleme cu celulita și cele pe care le-am menționat, vene sparte și varice. Better physiological muscle pump. Și, bineînțeles, și o funcționare foarte bună a mușchilor. All this works even better if we combine
that plasma technology with a turbo, turbo. Turbo. What means turbo? Something more than plasma in connection with the phototherapy. Then the results become even better. Atunci când combinăm practic plasma, ionii negativ cu o altă tehnologie numită fototerapie. Super. If we talk about phototherapy, we talk about the visible light. Yeah. Deci când vorbim de fototerapie, vorbim de luminile prezentate aici de la roșu, tot ce înseamnă ultraviolet și well, infrared. From ultraviolet until red, until heat, the infrared, and in this field, the red and the near infrared, in this field, the light has something, offers something special. Deci, practic, în acest câmp de roșu și lumina roșie și infrared, se întâmplă ceva special atunci când avem roșu. Sau... It was shown that the red or the near infrared light also activates the collagenases, the enzymes which are important for the connective tissue. S-a dovedit că lumina roșie sau imediat aproape de infrared practic activează sinteza de colagen. It's medically approved. There are studies which show the impact of red or near infrared light on the skin's density, on the collagen system. Deci, practic, este dovedit medical ceea ce am spus, că lumina roșie sau foarte aproape de infrared, asta face, face ca colagenul, sinteza de colagen să funcționeze cum trebuie. There are also appliances, devices, which offer the red near infrared light for the reason stronger, firmer connective tissue. Sunt aparate care practic echipamente care funcționează cu astfel de lumină, lumina roșie sau aproape de roșu. Deci acestea sunt cele care au lumina roșie. The innovative Bodyguard now combines both the medical effective plasma technology with the highly active negative ions and the red and near infrared light. Deci practic Bodyguard-ul e inovativ, combine cele două tehnologii între oxigen cu ion negativ, plasmă, și lumina roșie sau apropiată de roșu. In this way, the tissue biochemically detoxifies and the acid-base balance is restored. And at the same time, the collagen synthesis gets intensively stimulated. Deci, practic, rezultatul atunci când folosim bodyguard-ul, este atunci corpul este detoxifiat, ajungem la o balanță în interior, asta un echilibru și atunci începe să se colagenul să înceapă să se reproducă, să fie o sinteză foarte bună a colagenului. There is a plasma technology. There is the light therapy, the color therapy. But now, if we combine the both in the meaning of the bodyguard, one plus one is not two. In this case, one plus one equals 11. Did you understand that? Yeah.
Atunci când vorbim despre bodyguard și vorbim despre cele două tehnologii pe care le combinăm, plasma, adică ionii negativ cu lumina roșie, nu obținem doar 1 plus 1, care practic ne duce cu gândul că ar face 2, mai mult decât 2, sunt, rezultatul este 11. Okay? The outcome, thermoconnective tissue, you can see, you can feel, you can test, you can touch, and the skin looks much better on the legs, on the buttocks, on the belly. Deci, practic, rezultatul acestui, dacă folosim bodyguard-ul, rezultatul este un țesut conjunctiv foarte bun, practic, putem să simțim, să vedem, să atingem atât picioarele, fundul, abdomenul și o să vedem, practic, o piele total diferită de ce de dinainte. And it promises less spider veins and less cellulite and less spider veins. Cu siguranță nu vom mai avea celulită și și vase sparte. Și bineînțeles varice. And in total a new vitality, a new ease. You feel good because you profit from the detox effect. Deci, practic, o revitalizare, un detox ca și rezultat. This is how it looks like. There is a device, a tube, a casket. And in the casket, our customer gets the plasma and the light. That's all. Deci, practic, așa arată aparatul, echipamentul, este ca un tub în care intrăm, iar ce se vede, practic, lumina roșie și ceea ce primim în interior este oxigenul îmbunătățit cu ion negativ. The plasma, you cannot see, you cannot smell, but you can measure the plasma. Ok, când vorbim de plasmă, de asta înseamnă ionii negativ, nu poți să o miroși, nu poți să o simți, dar o poți măsura. There are small devices and such a plasma measuring device is included with the device for the delivery. Deci, practic, putem măsura această plasmă sau ionii negativi cu un mic device, un mic aparat, care, practic, vine în momentul în care achiziționezi bodyguard-ul, echipamentul. You also can measure the pH score in the urine, before okay. And after, and you see the changes. Da, poți să mai măsori și pH-ul înainte de a folosi bodyguard-ul și după, după ce ai folosit, după ce ai folosit aparatul, să măsori în urină. Therefore, a digital pH value test instrument is also included with the bodyguard. It comes with the bodyguard. It's deci, practic, și acest acest mic, să spunem, instrument vine cu echipamentul. The method itself, it's easy to use. Este, în primul rând, este foarte ușor de folosit. How does it work? The customer comes and undresses. Deci, clientul intră în interior dezbrăcat. Then the customer slips into a highly translucent cocoon, into a bag, the plastic bag. Ah, deci practic se dezbracă și intră într-un sac de plastic. And then the customer lies down on your cosmetic bed or on a massage bed, massage table. Deci, practic, clientul stă întins pe o masă de masaj sau pe un pat cosmetic.
Then the cocoon will be connected with the device by a tube, by a hose. Deci, practic, tubul este conectat cu aparatul printr-un furtun, nu? Well, then you put upon the light module. It's easy, not heavy. Deci tot acest tub este foarte ușor și se pune foarte ușor peste client. Switch the device on and then it works. Deci, practic, apeși pe un buton de start și aparatul începe să funcționeze. No. Do you not need to touch or to come close to your customer? You do not need to work. So, especially in Corona times, this is very appreciated. Deci, mai ales în aceste vremuri pe care le trăim de coronavirus, îți oferă avantajul că nu vii foarte aproape de client și deci clientul se va simți confortabil. It's a treatment that you can delegate to the device. So you, with the bodyguard, you do have a new employee, a machine who does the job in your cabinet. Deci, practic, având acest aparat, echipament, nu ai nevoie de cineva suplimentar, că el este cel care este angajatul tău. Deci, practic, device-ul, aparatul este cel care va lucra pentru tine. How long does a treatment last? How long does it take? Cât durează un tratament? There are several programs. The intensive tightening program and detox, that's a standard program, takes 30 minutes only. Deci, practic, sunt mai multe tratamente. Acum vorbim despre programul de cel mai bun pentru întărirea țesutului conjunctiv și pentru detox și durează 30 de minute. Spider vein treatment takes 40 minutes. Pentru vene sparte 40 de minute. And once the customer passed a cure of 7 up to 10 treatments within 3 weeks, the customer will get a quick refresh treatment of 20 minutes only every 4 weeks. Deci poți să faci un tratament de refresh dacă ai urmat alte tratamente 20 de minute. Okay. There is no special training required. Nu este nevoie de un training special, fiind un echipament foarte ușor. So bodyguard does not need to have special training according to the medical device regulation. It's different than ultrasound or radio frequency, maybe even more effective, but no special training required. You can start immediately. Da, deci este un aparat foarte simplu, deci nu este nevoie de un training special în comparație cu altele care chiar au nevoie de mai multe explicații. The bodyguard, use of the bodyguard is profitable for the beauticians and for the spas. Deci este un echipament profitabil pentru cei care îl dețin. These are figures from Germany. In Germany, the aesthetician, they charge for a single treatment 69 euros. Asta este un exemplu dintr-un institut din Germania, unde pentru o singură ședință prețul este de 69 de euro. Even if they would do one treatment only per day,
they would achieve a revenue, net revenue, which is more than positive. Deci, da, chiar dacă ar, dacă ar avea un tratament pe zi, într-un an, practic, ar face valoarea din, de pe linie corespunzătoare de 14.683 de euro. Într-un an, odată, un tratament pe zi. Some, they have special prices. Not 69, they offer for 49 euros. But also, for a price of 49 euros, the treatment is very, very profitable. Deși dacă vorbim despre, sunt saloane care practic au preț mai special de 49 de euro pe ședință și aici putem vedea și observa că un singur tratament pe zi în decursul unui an practic este profitabil echipament. Because so many women are suffering from a weak connective tissue and cellulite and spider veins, blah, 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 more and more aestheticians offer their clients to have a half year or annual contract. So they become member in the beauty salon and have the right to have one, two or three treatments per month. Whenever they like. Deci, practic, aici este un exemplu de un abonament anual pentru cliente, astfel încât ele să vină și să facă 3-4 pe lună. Well, this is a very new bodyguard. Este cel mai recent echipament creat de Wireguns. Let's have the advantages on one side. First of all, it's new, it's innovative, it's the world first. Deci, printre avantajele acestui echipament, în primul și în primul rând, putem să spunem că este cel mai nou și inovativ. It is easy to use. Foarte ușor de folosit. And the effects and the results can be measured. Deci, practic, tot ce înseamnă rezultatele pot fi măsurate, așa cum am spus, prin cele două metode. Firming the connective tissue is an important building block in any body treatment in any form and figure or cellulite treatment. Deci, practic, fermitatea țesutului conjunctiv este foarte important atunci când vorbim de forma și da, forma în care ne vom afla după ce vom folosi bodyguard. And although it's so effective, the technology is absolutely safe. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este foarte sigur. And last but not least, it is profitable. Cel din urmă este faptul că este profitabil. You invest once and earn continuously, permanently. Deci, practic, investești odată, dar câștigi permanent sau, mai bine spus, continuu. And this, dear colleagues, was it? What it is about? It is about the key module for firm connective tissue and healthy business. The bodyguard. Deci bodyguard-ul este practic fermitatea țesutului conjunctiv și practic un alt reason este business sănătos. Bodyguard is a product of Wireguns High Care Cosmetics, the connective tissue experts.
Echipamentul Bodyguard este practic echipamentul de la Wiregans și este expertul în țesut conjunctiv. From Wiregans, you can get all of one hand. De la Wiregans poți obține totul în ceva, totul practic într-o mână. There are more applications for firming and also shaping. Deci în același timp poți avea fermitate, dar și shaping-ul este formă, da. For example, breast lifting applications. Applications for breast lifting. Aici mai vedem practic SPM, suction pump massage for lifting-ul sânilor. Or even for buttocks lifting. Or suction pump massage for partea pentru fund. Also body wraps, electrotherapia, or the intermittent negative pressure therapia. Putem să mai vedem avant-gard, ce se numește, este o combinație între presiunea pozitivă și presiunea negativă. Beneath the devices, the appliances, Wiregans High Care Cosmetics also offers cosmetic products, preparations for lymphatic drainage, for example, and slimming. Pe lângă echipamente, Wiregans oferă și produse pentru un sistem limfatic pentru față și corp. Okay. That's for you to know. Today you learn to know something new, the Bodyguard for professionals. Astăzi am aflat despre nou echipament Bodyguard care este pentru profesioniști. The key module for firm connective tissue and healthy business. Practic cheia dintre un țesut conjunctiv ferm și un business sănătos. Further information about the Bodyguard you will get in the internet on wiregans.com. Deci, practic, mai multe informații veți afla despre Bodyguard sau despre alte lucruri la adresa wiregans.com, dar există și wiregans.ro. But you do not need to visit wiregans.com because Wiregans has the representation, the branch in both in Romania and in Hungary. And the Romanian exclusive Wiregans partner, Roxana, thank you, that's you. Thank you. Wiregans a spus că dacă vreți și așa cum se spune pe lângă wiregans.com, puteți să accesați și wiregans.ro, unde ne puteți găsi pe noi, Roxana și Silviu, reprezentând Wiregans în România. And I know that Wiregans Romania also offers financing models. This is time of Corona and Romania is still starting. So if you want to invest in the Bodyguard and profit for the next 10, 20 years from that, talk to us. If you want to become a Wiregans center, we will find the solution, the key, how it will work. Deci, practic, dacă vreți să investiți în Wiregans, în Bodyguard sau în alte echipamente, Wiregans România, dar și Wiregans Germania, o să găsească o soluție, o posibilitate, astfel încât să putem să vă oferim ceea ce dumneavoastră vă doriți. Yeah, once again, thank you for joining our meeting.
Thank you for interest in body treatment. Body treatment is becoming worldwide more and more attendance, more and more people worldwide are interested in body care. Deci din ce în ce mai multă lume la nivel de practic din toate țările toți suntem interesați și vom fi din ce în ce mai mulți care vom fi interesați de tratamente speciale pentru corp. And it is important for the esthetician to offer body treatments because more and more people, mostly women, suffer not only from cellulite, they suffer from spider veins, varicose veins, ulcus cruris, or even lipödema. And the esthetician can help to prevent all that. Deci, practic, din ce în ce mai multă lume și mai în special femeile suferă de foarte multe lucruri, în mod special tot ce înseamnă celulită, vene sparte, tot varice. Deci, practic, pe voi, pe cele care lucrați în cosmetică, vă va ajuta aceste tratamente special pentru corp. Dar nu numai să le tratați, cât și să le, practic, să prevenim toate aceste lucruri. Ok. Thank you.